Bine v-am găsit la un nou episod din Beauty Podcast. Alături de mine o am pe Anca Molnar, care este make-up artist și dermopigmentist, make-up trainer și toate funcțiile pe care le are o să o las să le dezvăluie ea pentru voi. Anca este din Timișoara și ne cunoaștem de cel puțin 13 ani. Motivul pentru care am luat-o astăzi alături de mine a fost ca să discutăm despre cum a făcut Anca trecerea de la meseria de make-up artist, make-up trainer, la meseria de dermopigmentist și tot ceea ce mai face ea. Anca, spune-ne un picuț așa povestea ta, pentru că sunt sigură că avem urmăritori foarte curioși de cum, de unde ai pornit tu. Bineînțeles, și eu sunt curioasă. Bună, Alexandra, îți mulțumesc foarte mult de această invitație și de această oportunitate. Este prima oară când vin la un podcast. Știi că am emoții, bineînțeles. Dar hai să mă prezint puțin. Sunt Anca Molnar. Sunt make-up artist și trainer în acest domeniu de peste 13 ani. Dermopigmentist sunt de 6 ani de zile. Sunt mamă, soție, antreprenor și femeie de afaceri. Cum ai reușit să le îmbini pe toate? Prin multă muncă, prin perseverență și prin dăruire. Cred că doar așa poți să reușești și să-ți placă foarte mult ceea ce vrei să faci și ceea ce vrei să obții, de fapt. De 13 ani ai zis că te-ai apucat de make-up, da? Da. Cu acte în regulă, pentru că din clasa 5-a m-a pasionat acest domeniu. Spune-ne un pic, cum a pornit totul pentru tine? Păi pot să zic așa că în clasa 5-a mă machiam foarte mult, tocmai pentru care o veni maică-mea la școală. De fiecare dată ajunsesem și la direcțiune, pentru că eram prea machiată. Mă machiam cu dermatograf din ăla negru, nu știu dacă știi, Ada. Aha. Ăla care nu se ducea, îmi făceam smokey eyes. Eu pe vremea aceea habar n-aveam ce e ăla smokey eyes. Doar ochii mi-i făceam. Ăia îmi plăceau foarte mult să ias în evidență și așa, treptat, am ajuns de la mine, o făceam pe soră mea. De fapt, ea săraca, cred că a fost cobaiul meu tot timpul. Zic tot timpul pentru că acum pe dermopigmentare mi-am făcut decât buzele. Sprâncenele încă au zis că le las așa puțin deoparte. Mai are răbdare. Mai are, da. Așa. Și după aia am început în liceu, machiam fetele. De fapt, eram o clasă unde dominau mai mult fetele. Băieții erau... în Timișoara? Da. Aici în Timișoara am terminat liceul alimentar. Nici o treabă cu domeniul pe care îl fac astăzi. Visul părinților era, după ce am terminat alimentarul, să mă duc spre facultatea de contabilitate. Conta, nu agro. Nu. Puteam să mă duc pe TPA, tehnician în produse alimentare, dar nu ăsta era domeniul meu. M-am dus la facultate, mi-am ascultat instinctul părinților, m-am înscris la facultatea de contabilitate și în primul an mi-am dat seama că pentru mine cifrele alea foarte multe și codurile KN nu mă fascinau și am trecut la administrarea afacerilor și acolo m-am încadrat foarte bine. Acolo ai învățat-o cum să faci business, de fapt. Să zicem că da. Mai mult practica de după, clar. Practica de după m-a ajutat cel mai mult. Mm-hmm. Și greșelile de după m-au ajutat cel mai mult. Evident. Dar câți ani a durat facultatea? 3 ani? Da, 3 ani. Și mi-ai făcut master? Nu, n-am mai făcut master. Nu. Dar cât erai la facultate? Eram gravidă. La 20 și... La 21 de ani. Acum câți ani ai? 33. Mulți înainte. Mulțumesc, la fel. Erai gravidă și cum te-ai descurcat? Foarte bine. Adică pentru mine nu vedeam o dificultate facultatea. Din contră, îmi plăcea că aveam întâietate. Mă lăsau să mă duc prima la examen, că aveam burta mare. Aveam loc în față, ceea ce nu prea îmi convenea că aveam loc în față, că puteam să copiez. Da. Și, da. Dar a fost ok. A fost atunci când am fost gravidă, am luat și permisul. Au fost niște etape.
Dar și cu make-up-ul cum ai intrat după aceea? Am făcut cursul. Atunci, cred că era o școală doar acreditată în Timișoara. Am făcut cursul. Nu, nu. Am dat examenul la Oradea. Se dădea atunci acreditarea. Și pot să zic că de atunci, din 2010, sunt make-up artist cu acte în regulă, să zic așa, cu diplome acreditate. Și când ai avut, după ce ai terminat cursul de make-up, ți-ai deschis primul tău spațiu, nu, ți-ai închiriat? Ei, ce faină era! Nu, bineînțeles că nu. Mi-aduc aminte. Am lucrat acasă. Eu eram deja căsătorită și lucram, de fapt, stăteam cu socrii și lucram acasă la ei. Mm-hmm. În sufragerie. Și nici măcar nu aveam atunci posibilitatea de a achiziționa un scaun din ăsta. Vedeam eu de regizor la mulți make-up artiști. Da. Aia era. Nu. Săracile mele cliente. Pe scaun normal. Pe scaun normal. Și tu cocoșat. Și eu cocoșată. Și fiul meu, după ce terminam toate make-up-urile, era atât era de fascinat de toate pensulele, încât trebuia să stau să mă machieze și pe mine. El? Da. Ce tare! Da, și țin minte că aveam un ruj foarte roșu, care nu se lua, și am machiat-o pe sora mea, Patrick. Nu vrei să știi. Îmi da. Pot imagina ce o ieși. Să știi că, uite, Patrick de atunci? Mic, cât avea un an? Oh. Mic, rău! Da, să știi că Patrick de atunci îi plăcea, adică îi place frumosul, tot timpul i-a plăcut și cu el mă sfătuiesc, de exemplu, când mă duc la evenimente, dacă merge pantoful respectiv sau dacă e ok rochia sau costumul sau dacă sunt ok machiată. Și el câți ani are acum? Acum are 12 ani, face 13. Și ce pasiune are el așa? Pe partea asta de calculatoare. A, deci nu e... Mă gândeam că... Nu, nu e. Nu. A fost când era mică, le atrăgea partea de make-up. Era curios că nu știa ce se întâmplă acolo. Dar când am început dermopigmentarea, să știi că a fost atras de partea asta, de dermopigmentist, pentru că luasem acasă și exersam pe piele artificială și era curios. Și am dat și lui. Și am și acum video cu el. Când face niște buze, vreau să zic că niște treceri foarte frumoase, dar le păstrez aici ca amintire. Cine știe ce-i rezervă lui viitorul? Cine știe? Poate o să fie un artist pe dermopigmentare. Da. Și cât ai stat să machiezi în sufrageria socrilor? Mai sincer zic că... Da, ți-a fost greu să ai cliente? Cum? Nu, chiar nu. Nu mi-a fost greu. Pentru că aveam prietene, chiar atunci cred că începea să apară Facebook-ul și... Când le spui asta acum... Eu sunt ce? Tânără. Facebook-ul nu a existat? Nu exista. De la bun început, de când a apărut lumea? Nu exista și... Așa, încet, încet, prima oară din vorbă în vorbă, din vecini în vecini, din cunoștințe în cunoștințe, am căpătat încrederea clientelor și veneau acasă. Te comandau și ele mai departe, nu? Da. Mm-hmm. Da. Dar așa, promovare pe social media făceai? Păi nu, că ce social media? Începeam cu Facebook-ul, postam acolo. Nici nu știai de promovare online pe vremea. Nici nu exista atunci promovarea online. Adică pe Facebook nu. Și eu site-uri și din astea, de unde? Nu știam cu ce se mănâncă acest domeniu. Da. Și cum ai luat decizia să... Să plec? Da. Cu ajutorul vecinilor. Hai să zic și de ce. Pentru că vara aveam foarte mult de lucru. Veneau foarte multe fete și jos, în fața blocului, aveam o bancă unde stăteau persoanele mai în vârstă. Da. Și ele îmi țineau o evidență, aceste persoane. Erau ca un fel de agendă deschisă și ziceau, acum a plecat următoarea, poți să urci. Înțelegi? Și când mi-au zis clientele lucrul ăsta, deja mi-am pus un semn de întrebare. Iar
următoarea întrebare a vecinilor a fost, ai făcut ceva bani weekendul ăsta, nu? Deci bun, e timpul să plec. Deci, da, da. Nu se mai poate. Nu se mai poate, e timpul să plec, bun. Trebuie să-mi urmez altă cale, trebuie să-mi ies din confort. Ți-a fost frică așa un pic când... Da. Da. Mi-a fost frică pentru că mi-a fost frică de necunoscut. Nu știam cu ce se mănâncă acest business. Nu știam ce înseamnă să ai carte de muncă, nu știam ce înseamnă să ai contabil. Abar n-aveam. Erau toate chestiile noi. Nu știam ce-i medicina muncii. Abar n-aveam. Da, dar nu ți-a fost frică, na, că ai lucrat totuși ilegal, ca da. Toți la început. Deja vecinele oarecum care domeniul ăsta, când am... Nu te-ai gândit așa, mă, dacă te-ar fi reclamat careva? Nu. Nu ți-a fost frică? Nu. Eram mică și inconștientă. Da, exact. Nu avem fricile astea. După aia după aia, da. Da, să zic așa că nu știam de frică. Habar n-aveam ce înseamnă aia lege. Nu știam ce e la ANAF sau o garda financiară. Nu știam. Dar treptat am aflat. Ai avut probleme? Nu. Și ce ai făcut după aceea? Am plecat în chirie. Am plecat în chirie... În apartament sau ți-ai luat spațiu? Nu, într-un spațiu. Da, am fost cu mai o fată care pe timpul acela făcea unghii. De acolo, de atunci te știu eu. Da. De-abia acolo ai început să... Cred că să devii mai vizibilă. Da, pentru că a început Facebook-ul. Da. A izbucnit foarte tare Facebook-ul și atunci toate postările mele erau pe Facebook, pentru că prin intermediul Facebook-ului mă găseau oamenii. Mm-hmm. Țin minte că în momentul acela când ți-ai deschis spațiul cu Daciana, parcă. Da, cu Daciana eram. Da. Te urmăream pe vremea aceea, nu eram la nivelul la care erai tu sau cel puțin nu mi-amintesc și știu că îmi doream să ajung așa, erai ca o persoană wannabe, știi? Țin minte tablou cu sora ta, asta s-o bifezi, că n-am mai auzit așa ceva de la tine. Era Oana, sora ta, tablou ăla cu buzele roșii, parcă alb-negru, nu? Da, pus pe perete, dar mi-a plăcut super mult tablou. Da, am avut noroc, am avut parte de o fotografă foarte bună, care mi-a înțeles ideile și mi-a plăcut că avea Cristina, și ea... Cristina. Nu, Cristina, Diana Bilec. Ah, da, da, da. Da. Mi-a înțeles ideile, mi-a văzut și viziunile și am făcut o colaborare, de fapt aveam o colaborare foarte frumoasă, da. Chiar dacă ea avea foarte multe evenimente, venea și făceam ședințe foto. Asta, să știți că conta foarte mult. Te ședințele... ajuta și soră ta, care e superbă. Da, și soră mea, pot să zic, soră mea e superbă. Ca și tine, că da, bune, mulțumesc. Adică aveți niște trăsături foarte faine. Da, și să știi că foarte mult a contat claritatea pozelor făcute cu un obiectiv profesional, chiar dacă poate nu erau făcute într-un studio foto, pentru că nu ne-am dus acolo, ne ducea mai mult spre natură, mai mult afară, căutam să am și un decor în spate. Mm-hmm. Și să știi că foarte mult a contat când am început să postez poze mult mai clare, pentru că erau telefoanele atunci, claritatea avea lor, era iPhone-ul VGA. Cu... Doamne, ții minte că aveam un iPhone, după aia trecusem pe Samsung, că acolo avea culorile mai calde, vii, mai vii, da. Dar atunci am, pot să zic că am bubuit când am început cu ședințele fotoprofesionale și mai un aspect foarte important și recomand persoanelor care sunt la început de drum, make-up artiștilor, pozele before and after. Deci acolo era... E cea mai bună sursă de promovare, da, pentru a atrage cea mai clienta. Bună reclamă pentru mine, asta a fost.
Before and after. Before and after, da. Dar nu te-am întrebat, cu cât ai început tu să machiezi? Ah, 35 de lei. Și tu. Da, 35 de lei și eram atâta de fericită când trăgeam linie și aveam, nu știu, 200 de lei, să zic așa. Erau banii mei. Erau primii mei bani. Făcuți din mâna ta. Da. Dar era senzația aia de, wow, câți bani am făcut eu singură. Totuși, pe vremea aia, 200 de lei erau bani. Da, dar munceam pentru banii ăia, de, îmi săreau capacele. Cât stăteai la un machiaj? Oră jumate. Mm-hmm. N-am stat niciodată mai mult. Când intra clienta, deja îmi cream eu în capul meu o imagine, cum va ieși. Să știi că am avut foarte puține cliente care îmi veneau și îmi ziceau... Vreau machiajul ăsta sau atunci nu era atât de mult Pinterest sau alte, Instagram, Facebook, TikTok. Da, nu, da. Avantajul meu. Mm-hmm. Și atunci, cum intra clienta, îmi zicea, uite, cu asta mă îmbrac, asta așa, astea sunt accesoriile. Și îmi cream eu așa o imagine în cap, cum va ieși. Și eram focusată, nu prea stăteam la povești cu ele, pentru că pierdeam timp dacă povesteam. Pur și simplu mă focusam pe ceea ce trebuie să fac și știam cum vor ieși și aia era. Și când te-ai mutat în spațiul tău? N-am redus timpul. Dar prețul? L-am mărit. La cât? 130 de lei, cred că era un machiaj... Nu, 100 de lei era un machiaj de zi, 130 de lei machiajul de seară și 150 de lei machiajul de mireasă. Și țin minte că era o diferență cu gene sau fără gene. Acum mă distrează lucrurile astea, știi? Sau, uite, de exemplu, acum eu nu mai fac diferența într-un machiaj de mireasă să fie mai scump față de machiajul de seară. Asta e acum de când? Acum de vreo 3 ani. Da. Dar atunci făceam diferența pentru că acordam mult mai multă atenție mireselor. Produsele pe care le foloseam pentru mirese erau mai scumpe. Deci aveai kituri diferite. Da. Da. Și atunci îmi dădeam mult mai mult, acordam mai mult timp. Dar ai pățit să ai cliente mirese, dar care nu-ți spuneau că sunt mirese? Da. Da, asta am pățit-o acum recent. Recent. Undeva la 4 ani în urmă. Nu mi-a zis că e mireasă, dar nici eu n-am avut de unde să știu pentru că avea o rochie mov. Și avea peste 35 de ani. Ah, ok. Dar era o altă mireasă. Și? Cum ai abordat această... Am aflat după aia de la nașa ei. Că a fost mireasa înainte. Și tu, ce mireasă? Eu n-am avut nicio mireasă astăzi. Era. Da. Bă, nu mi-a părut rău, să știi. Pentru că n-ai de ce să-ți pară rău. Te amuză. Deja la un moment dat, după mulți ani, te amuză situațiile astea. Da. Dar voiam așa, în trecut, să știu dacă ai avut și cum ai abordat situația. E, nu, pentru că automat eu când făceam programările, întrebam ce fel de machiaj, pentru ce eveniment. Unde mergi? Știi? Puneam întrebarea. Trebuia să vină să-mi aducă un avans. Luam avans. Și acum iau avans. Dar să știi că e foarte mic avansul pe care îl iau. E mai mult așa, o mică siguranță și din partea clientei și din partea mea. Da, da, da. Știi? Adică, bă, clienta îți dau banii ăștia, uite, am siguranță că-s programată la tine. Da. Asta e acum în mentalitatea clientelor, că în trecut nu era așa. Da. Adică au pățit, am auzit situații în care make-up artiștii luau avans și rămâneau clientele fără programare. Dar acum ele cumva s-au învățat că mă dau banul ăsta, dar sunt sigură că sunt programată la persoana respectivă. Bun, mai ține și de om. Da, clar. Știi? Da. Adică ce vrei tu să faci? Cum vrei să fii văzut în fața omului, în fața societății? Da. Știi? Mai ține și de tine ca persoană, cum ești. Cât în spațiul acela pe care l-ai avut, cât ai stat? Ce ai făcut după aceea? Cum? Ce s-a întâmplat cu tine? Atunci a fost așa o perioadă foarte faină.
Atunci am cunoscut oamenii la care eu visam. Adică când am început acest drum, să zic, în domeniul ăsta de make-up artist, am avut niște, cum să zic eu, niște planuri pentru viața mea. Și am zis așa, până la 30 de ani, eu o să-mi îndeplinesc toate visele. Nu acum, nu poți să le îndeplinești foarte repede. Dar pe parcurs, cu multă muncă, o să le punctez, o să le țintesc. Visul meu, soțul meu poate să confirme, a fost faptul că eu să lucrez cu persoane foarte celebre din România. Ceea ce s-a și întâmplat. Să machiez celebrități, să fac cursuri, pentru că eu atunci, în perioada aia, când m-am mutat în chirie, nu făceam cursuri, dar spre asta... Tindeai. Da, da. Asta era următorul pas pe care eu vroiam să-l fac. Și după ce am lucrat cu persoane foarte importante din domeniul beauty, am avut o ascensiune bombă. Am fost chemată să lucrez la, să zic așa, pentru mine atunci a fost și este, în prezent, cel mai frumos și cel mai luxos salon din Timișoara. Eu eram clientă, am fost clientă în salonul respectiv din centru, la Hair Studio by Elena Jabri, și când am intrat acolo... Deci era ca și cum aș fi intrat într-un palat cu prinți, cu regine. Deci așa era pentru mine atunci ca și clientă și era, am zis... Și în continuare. Și este în continuare, da. Și am zis, Doamne, oare o să ajung la așa nivel să lucrez? Asta îmi doresc. Asta voi avea. Pentru că asta voi... Spre asta tind. Și vreau să zic că atunci în... La sfârșitul verii am fost contactată dacă aș vrea să merg să lucrez în acel salon la care eu viseam. Deci cum? Atâta noroc. Manifestare. Da, dar vezi și dorința. Da. Știi? Adică te vizualizai. Mindset-ul. Da? Adică trebuie să gândești, să vrei să mergi spre lucrul ăla. Să tinzi spre el. Mm-hmm. Karma. Atragi ceea ce gândești, așa e. Da. Așa este. Și am pățit, adică chiar am văzut pe pielea mea, dacă nu vrei ceva, n-are cum să ți se întâmple lucrul respectiv. Dar, ok, dacă vrei, să fie și pentru tine. Păi. Pentru tine, clar, evident a fost. Că așa, poate multe dintre noi ne dorim, nu știu, vreau să fiu miliardară sau, nu, am dat un exemplu aiurea. Vreau să fiu cea mai celebră din România. Vei ajunge... Dar prin muncă și prin perseverență, că nici eu, dacă nu îmi făceam reclamă, dacă nu eram cinstită față de cliente, dacă nu îmi respectam programările, nu se întâmplau toate lucrurile astea și să ajung să lucrez în centrul Timișoarei la un salon de lux cu oameni foarte mari, nu făceam, nu ajungeam acolo, pentru că știi, toată lumea știe că în domeniul ăsta clientele oarecum vorbesc, discută, își împărtășesc ideile. Uite, am fost la X, uite ce fain m-am machiat, m-a luat la programarea când eram programată, m-a întâmpinat cu o cafea, a vorbit frumos cu mine, mi-a ascultat dorința mea spre machiajul spre care tindea. Toate chestiile astea au dus la evoluția mea. Și m-au adus acolo, în salonul respectiv. Că tot ai vorbit despre asta, ce crezi că te-a ajutat pe tine cel mai mult să ai succesul pe care l-ai astăzi? Faptul că am fost eu și faptul că am fost cinstită. Eu așa consider. Și vreau să zic că niciodată, indiferent de... treptele pe care le-am urcat în viața asta și sumele de bani pe care le-am câștigat, pot să zic că nu m-au schimbat. Sunt aceeași persoană și vreau să mă mențin aceeași persoană, să nu mă schimb,
pentru nimic. Ai ajuns să lucrezi la cel mai luxos salon din centru, dar asta după cât timp s-a întâmplat din momentul în care tu ai plecat, ai terminat cursul de machiaj? Uf, mai nu știu să zic sincer. Cred că în... Cred că în 2014 lucrai deja. În 2013, da. Pentru că am 10 ani de când sunt cu ei. Da. 2013. În 2013, în 18 octombrie. Deci chiar a fost un eveniment foarte important din viața ta. Da, ca să țin data minte, da. Da, da, da. Și cum a fost pentru tine experiența? Pentru că te-ai dus totuși... Vai, ce frică, ce emoții, era necunoscut total. Clientele mele dinainte erau cliente obișnuite, fără fițe, fără figuri, fără gesturi, fără bani foarte mulți, cliente modeste. Și mă gândeam, mamă, mă duc la un salon atât de renumit. Că unde era, prețurile... Unde prețurile sunt mari. Clar, și cerințele vor fi mari. Și clientele, da, poate au fițe, figuri, mă întrebam, adică aveam fricile astea. Mă gândeam, oare o să reușesc? Oare o să fiu la înălțimea pe care clienta aceea și-o dorește? Dar am reușit. Cum? Prin cursuri. Foarte multe cursuri. Exagerat de multe cursuri. Și investiția în produse. Pensule. Practic ai avut loc închiriat la Jabri, nu tot ai fost timpul. Angajată. Da. Da, tot timpul. Deci investiția a fost a ta toată. Da. Pe partea de produse, pentru că na, spațiul și tot ceea ce mi-am dorit eu am primit din partea lui Elena și al soțului ei. O relație foarte frumoasă am creat cu oamenii aceștia, de la care am avut numai de învățat și învăț în continuare de la ei. Pentru mine sunt un exemplu de urmat, atât Elena ca și femeie, cât și Susu ca și antreprenor. Și vreau să zic că și asta a dus la succesul meu, ai la avut, evoluția mea. Ai avut practic un ajutor, da, pe partea asta. Da, dar știi, nu-ți dai seama decât în timp. Pentru că vezi cum se comportă ei ca și patroni cu angajații. Îți iei notițe, nu îți scrii pe foaie, ți le iei în cap. Observi lucruri, vezi cum se comportă cu clientul. Sunt multe detalii mici care fac diferența. Și pentru mine asta a contat. Eu acolo, când am mers în salonul acesta, eram ca un bebeluș care a început să meargă. Așa, deși aveam experiența din spate, să zic așa, că aveam, cred că, vreo câțiva ani lucrați. Da, dar e diferit când joci la ligă mai mare, cum s-ar zice. Da. Da. Și atunci, când am mers în salon, vreau să zic că fricile mele, ți-am zis, erau, oai, o să fie oare cliente fițoase, foarte... mă gândeam că acolo se învârt altă clasă socială. Dar vreau să zic că am descoperit clientele foarte faine. Nu am așteptat. Adică am primit căldura și am fost primit așa cu brațele deschise, atât de colege, cât și de patroni. Și clientele erau fascinate când plecau de la mine și faptul că se reîntorceau, pentru mine era o satisfacție enormă. Foarte mult. Mai ales că aveai frici. Practic asta era confirmarea că ceea ce faci, faci bine. Și mai ales că s-a schimbat și suma. Da, asta am vrut să te întreb. Că ai plecat de la 130 de lei sau cât ai spus de la spațiu. 130-150 și m-am dus la 230 de lei. Da, e totuși o scumpire foarte mare, mai ales la vremea aia. Da, foarte mult. Foarte mult. Și mă gândeam, Doamne, o să reușesc? Dar clientele vechi au venit? În primul an, ți-am zis, m-am dus în octombrie, deja începea să se termine, venea postul și începea să se termine
partea de make-up, dar în acea perioadă și pensam foarte mult. Și da, au venit după mine, unele au plecat, pentru că le înțelegeam, nu-și mai permiteau, dar nici eu nu mai îmi permiteam, pentru că una era chiria în care am fost în urmă și una era chiria care eram aici. Da. Aici s-a schimbat. Am venit cu produse noi, pensule noi, informații noi, cursuri noi, adică nu puteam să merg la același nivel. Și atunci făceam cursuri. Mergeam la cursuri de specialitate, dar nu așa multe. Uh-huh. Investiția în produse era medie. Aici a trebuit să urc. Nu existau magazine de unde să-ți cumperi și să-ți achiziționezi produse. Mergeam afară. Adică drumul meu, timpul meu, tot era socotit pe foaie, pentru că eram limitată, nu aveam de unde. Așa mă bucur că filmăm toată discuția asta, că lumea nu mai apreciază în ziua de azi luxul pe care îl au. Adică ai magazine, ai magazine fizice online, ai posibilitate să-ți cumperi orice produs vrei. Da. Oricând vrei, bani să ai, atât. Da. Și dai numai un click. Un click. Și ți-a venit la ușă. Exact. Eu făceam sacrificii. Da. Deci vreau să zic că am mers în Germania, pentru că aici nu era magazinul MAC, care era foarte renumit. Toate clientele în salonul din centru mă întrebau ce produse lucrezi. Nu puteam să zic că lucrez era, cu... Da. Nu știu să zic. Avon. Nici nu știu ce se mai foloseau pe vremea aia. Era, ba, erau paletele, nu știu dacă... Mari. De 120 de culori. Da. Fraulein alea. Da, și pensulele de la Fraulein erau. Nu mai puteam să merg cu produsele alea. A trebuit să mă duc să iau alte produse. Da? Am crescut prețul, dar și calitatea produselor trebuia să fie la același nivel. Și atunci am plecat în Germania. Țin minte că era în timpul săptămânii când am plecat, dar pe weekend aveam full de cliente. Lucram de la 5 dimineața până seara la 7-8. Aveam full, din oră în oră. Salonul ți-a adus foarte multe cliente. Foarte multe cliente, dar ți-am zis, la început mai erau și o parte din clientele mele care veneau că li era drag de mine, știi, și ne-am atașat, ne-am împrietenit. Dar înaintea ta în salon mai era cineva care machia. Cum a făcut salonul trecerea de la persoana respectivă, care era foarte căutată și apreciată în domeniu pe vremea respectivă, cum a făcut trecerea la tine? Că mă faptul gândesc că eu am lucrat, de aia zic că înainte să ajung în salon, la Hair Studio, am lucrat cu oameni celebri, alături de oameni celebri, și asta a fost pentru mine un punct forte, să A fost ușor să te recomande și să te vândă, practic. Da. Am înțeles. Ce vreau să, referitor la întrebarea dinainte, vreau să zic că atunci când m-am dus după produse, plecasem în Germania, am avut acolo tot felul de mici incidente. Prietena mea ne-a închiriat o mașină, n-am mai venit cu ea acasă, ei au rămas în Germania. Eu cu soțul meu m-am întors acasă și vreau să zic că trebuia să ajungem vineri seara și am ajuns sâmbătă dimineața, pentru că am prins ștauri foarte multe, și am ajuns dimineața la 6, am ajuns acasă, am făcut un duș, la 7 aveam prima clientă. Eu pe mașină nu prea pot să dorm și vreau să zic că am lucrat până seara la ora 10, eram ruptă, dar să știi că n-am simțit oboseala de pe drum, pentru că eram atât de încărcată cu produse noi, eram entuziasmată, Doamne, am produse de la MAC, am pensule de la MAC, eram wow, deci ce o să iasă, era rezultatul final pe care eu l-am obținut la finalul zilei, la finalul săptămânii. Și faptul că clienta pleca și era atât de încântată de machiajul, de ce mi-a ieșit mie, pentru mine asta era cea mai mare satisfacție. Și este și acum. Satisfacția să-ți vezi clientul că te strânge în brațe,
la finalul procedurii este unică. Așa e. Chiar contează aprecierea asta din partea clientului. Că la urma urmei, da, lucrăm și pentru bani, pentru că banii oricum sunt o consecință a serviciilor pe care le facem, dar nu se compară 400-500 de lei cât iei pe o procedură acum de machiaj, cât contează energia pe emoția care, aia și din... emoția pe care clientul ți-o transmite, da. Da. Da, și asta o înțelegi de-abia după în timp, după multă muncă, știi? Nu mai pui preț atât de mult pe cât câștigi, cât pe satisfacția cu care ai câștigat banii respectivi. Eu așa consider. Asta cred că o să... Asta poate doar să înțeleagă cele care nu au... care sunt împlinite cu ceea ce au făcut sau, nu știu, care au ajuns să aibă anumite, nu știu, lucruri materiale sau că sunt persoane care nu pot să înțeleagă la început cele care au nevoie de bani. Că poate o să creadă că suntem ipocrite, da, nu lucrez pentru bani, lucrez, hai să lucrăm pe emoții, știi? Da, mai lucrez și pe emoții, să știi. Că am lucrat și nu mi-a părut rău și nici acum. Și acum mai lucrez pe emoții. Pentru că ai un suflet. Ai. Și când știi că omul ăla poate se chinuie un an de zile să strângă niște bănuți ca în vară să vină la tine să-i faci un machiaj și îți mai lasă și ciubuc? Da. Deci, na. Ai ajuns să lucrezi la Jabri mulți ani, dar știu că după o perioadă ți-ai dorit să predai ceea ce s-a și întâmplat. Da. Elena ți-a făcut... Da, mi-a deschis orizontul. Da. Am avut o colaborare foarte frumoasă timp de vreo 4 ani de zile, cât eram și make-up artist, dar am fost și trainer în colaborare, aveam școala mea cu ei. Da? Eram o colaborare foarte frumoasă, 4 sau 5 ani, nu mai țin minte, că nu mă încarc cu date, uh-huh. Știi? Eu trăiesc momentul, da. Așa, unde am susținut cursuri, era plăcerea mea să fiu trainer, cred că de mică eram așa focusată să explic altora și... Mi-a plăcut foarte mult și sunt încă mândră de toate cursantele care au evoluat și evoluează în continuare. Și pentru mine asta e cea mai mare satisfacție, că atunci când cursantul ajunge la un nivel în care nu aveam cursate numai din Timișoara, erau de peste tot din România, și când au ajuns unele la un nivel în care sunt cele mai bune din orașul lor, pentru mine asta e satisfacția cea mai mare, pentru că știu că eu am contribuit la fundația lor. Că după aia și-au ridicat singure stâlpii și că au mers în continuare la cursuri de specializare. Bravo lor! Super! Da. De make-up făceai da. Cursurile cursuri de începători. Da, doar de începători. Ulterior, după ce am oprit oarecum colaborarea, după cei 4 ani de zile, atâta era și acreditarea la momentul și la momentul actual, tot atâta este autorizația de acreditare pe un domeniu. După aia mi-am deschis eu propria mea școală, nu departe de centru, în Piața Unirii. Unde acolo am făcut, pe lângă cursurile de începători, am făcut și cursuri de perfecționare. Superbă, Academia. Da, foarte care frumos avut-o, a fost. Pe care ai avut-o. Investiția de care nu o să-mi pară rău niciodată că am pierdut-o. Asta am vrut să te întreb, că ai investit foarte mulți bani acolo, da. Și da, ai pierdut-o, dar de ce nu o să-ți pară rău? Îți zic și de ce, pentru că știam care va fi următorul meu, următoarea treaptă pe care voi urca. Pentru că eu încă urc trepte. Nu am ajuns sus. Încă urc trepte, încă învăț. Încă învăț din greșeli. Și de aia nu-mi pare rău. A venit pandemia, trebuia să închid.
dar n-am închis-o imediat. Am tras cam 6 luni de zile, plăteam chiria degeaba. Nu aveam cursante, nu, se făceau cursuri, erau restricții și nu te lăsa să ieși din casă, dar mai să te duci la lucru. Adică eu mă duceam la lucru, că aveam voie, da? Dar cursantul nu putea să vină să-și onoreze cursul. Și atunci am zis că mai cât poate să țină pandemia, dar nu o să țină o lună, două. Și a ținut. 2 ani. 2 ani. Chiar mai mult. Da, na. Și am zis, na, nu-i nimic. Aceasta este decât o ușiță închisă, nu este o ușă, nu s-a câștigat încă războiul decât o bătălie și eu voi continua. M-am întors înapoi, de fapt nici n-am plecat de la Hair Studio, am rămas decât pe partea de make-up, am continuat cu cursurile de perfecționare în cadrul salonului. Individuale, nu? Individuale, da. Deci n-am renunțat de tot la... a preda și m-am focusat mai mult pe partea de dermopigmentare, pentru că în pandemie, când mi s-a închis ușița aceea, s-a deschis o altă ușă. Așa se întâmplă. S-a deschis un alt orizont. Și știi că, na, eu de la început mi-a plăcut foarte mult, am pensat foarte mult, îmi plăcea partea asta de sprâncene. Am abandonat-o pentru o perioadă până m-am reapucat, până m-am apucat de pigmentare. Și când am descoperit acolo un alt univers, tot de culori, m-am bucurat foarte mult că știam foarte bine matematica culorilor, cu ce se mănâncă lucrul ăsta. Vreau să zic că nu m-am dus la un curs de bază, cum e ca tot omul. M-am dus direct că la masterclass. Adică deci un om normal se duce la bază, nu? Da. Dar eu deja aveam oarecum o bază, colorimetrie știam, aveam noțiuni și de neutralizare, pentru că știam cum să neutralizez din machiaj tatuajul. Am zis, ce poate să fie mai greu? Formă știu să dau din machiaj, plus că aveam ani de, din spate, experiență de a pensa. Ce poate să fie mai greu? Până m-am confruntat cu acul. Și cu sângele am zis, au, Doamne, oare o să rezist? Astea nu erau în make-up. Astea nu erau, da. A, și când am văzut că, de fapt, nu curge atât de mult sânge, că clienta nu simte durerea la partea de micropigmentare pentru că se aplică o cremă anestezică cu care se stă, atunci m-am relaxat. Și așa, ușor, ușor, s-a deschis un alt orizont pentru mine pe care m-am focusat foarte mult și mă focusez foarte mult și în continuare nu am abandonat deloc partea de make-up. Eu continui să machiez pentru că este prima mea dragoste și nu o să renunț la ea. Și dar m-am focusat foarte mult pentru că în pandemie nu mai erau machiaje. Țin minte că în primul an de pandemie am avut doar 15 machiaje în tot anul. De fapt, da, tot anul. Vara aia era 15 machiaje care eu... Le aveai în 2 zile. Poate da. Mai puțin. Da, nu, că lucram înainte de pandemie. Lucram destul de mult și... Pentru că ne mutasem la casă, aveam niște idei, niște... Trebuia să construiesc ceea ce îmi doream eu în casa. Ia, și atunci trăgeam de mine foarte mult. Am muncit foarte mult. Și muncesc în continuare. Am muncit mult că, ți-am zis, până la 30 de ani eu mi-am, tot ce mi-am propus s-a îndeplinit. Am o familie frumoasă, sunt mamă, sunt soție, am soțul care mă susține foarte mult. Cred că el a fost și este. O să ajungem un pic să vorbim și despre soțul tău, să vedem da. mai încolo. Da, el este omul meu de bază. Deci, practic, pandemia ți-a închis ușița Academiei de da, make-up și mi-a deschis o altă ușă. Ți-a deschis dermopigmentarea. Da. Și acum faci dermopigmentare la sprâncene, buze și la ochi, eyeliner. Eyeliner, așa se numește, da. Trasez eyeliner. Da, foarte, foarte soft. Mhm. Da, dar n-am renunțat la machiaj, îmi place în continuare, merg în continuare la cursuri.
nu se mai țin cursurile cum erau, ții minte, înainte, pe vremuri în care mergeam peste tot, Iași, București. Sunt amintiri atât frumoase, unde ne întâlneam cu toții și povesteam, ne împărtășeam idei, ne desprenuiam. Era faină socializarea aia, așa, da, între make-up artiști cu între colegi. Da, 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 da. Și, din păcate, pandemia ne-a schimbat pe toți. Atât joburile la unii, caracterele la alții, știi? Eu consider că pandemia pe mine m-a întărit și mi-a deschis o altă ușiță de care eu mă mândresc foarte mult. Adică rezultatele pe care eu le obțin în ziua de azi sunt foarte frumoase și, din nou, reacția clientelor pentru mine e unică. Nu cred că există vreo clientă care să nu mă iei în brațe. Deci, să mă pupe. Dar asta e totul pentru mine. Și să le spunem oamenilor că ți-ai deschis o clinică superbă. Da. Chiar mă bucur că am văzut-o toată. Ce servicii ai tu acolo? Măi, clinica noastră, adică eu spre asta tind. Încă nu este finalizată complet, pentru că mai trebuie să mai aduc aparatură. Dar orice aparatură costă bani. Mulți bani. Foarte mulți bani. Și nu ai luat aparatura pe proiect european. Da, nu. Am luat pe puterile mele. Pe fonduri proprii. Pe fondurile mele, da. Da, este o clinică foarte frumoasă. Molnar Art Clinic, da? Da. Da. Să știți că nu am plecat de la salon, de la salonul din centru, pentru că acolo este salonul meu de suflet. Nu știu dacă aș putea să plec. Nu mi-aș deschide niciodată un salon. În schimb, dorința mea spre clinică a fost tot timpul. Cum mi-am dorit să-mi deschid școală, aceeași idee a fost și pentru clinică. Mi-am dorit să fie o clinică de estetică facială și de remodelare corporală. Deocamdată s-a îndeplinit decât estetica facială. Mai există un pas pentru a îndeplini și partea de remodelare corporală. E vorba de finanțe, nu altceva, nu sunt alte impedimente, să zic așa. Mă gândesc că aparatura e 10.000 de euro, nu? Da. Uh-huh. Deci cu aparatura, de exemplu, laserul pe care eu îl am, cel dețin de epilare definitivă, un om normal și-ar fi luat un apartament cu două camere. Da. Dar poți să ne spui așa o sumă cât ai investit în clinica ta, în aparatură, în tot? Nu știu. Nu știu. Și nici nu vreau să știu. Pentru că în continuare voi investi. Nu mă opresc din a investi, de a rula banii, pentru că dacă îi strângi la saltea, rămâi acolo. Și tu și banii. N-ai cum să evoluezi. Așa, dacă îi rotești, evoluezi și vor evolua și banii. Da, se vor înmulți și ei. Da, dar să știi că nu totul în viață este despre bani. Pentru că dacă o să ai bani mulți, vei avea și prieteni mai puțini, cunoștințe mai puține. Și la ce te ajută? Cumva când ajunge acolo, o să rămâi singur. Asta am vrut să înțelegi? Zic. Și cu ce folos să fii singur? Să faci ce? Nu. Adică trebuie să existe un echilibru. Părerea mea. Cine e cel mai mare susținător al tău? Soțul. Soțul te susține cel mai mult? Da. Și copilul. Da, soțul meu este principal. Dar apropo de soțul tău, soțul tău acum lucrează cu tine. Da. Cum l-ai adus? Cum i-am schimbat domeniul lui de activitate? Da. Foarte simplu. Asta înseamnă să fii un lider, un leu în familia ta. Înțelegi? Glumesc. Foarte ușor. I-am spus așa, vreau să iau un aparat care mă va ajuta pe mine, dar te va ajuta și pe tine. Ești dispus să intrăm
în acest joc împreună și eu zic, da, e greu? Nu, e foarte ușor. Nu ai nicio treabă decât să știi foarte bine ce face acest aparat. Am fost chiar împreună la curs. Și restul e floare la ureche. Chiar este floare la ureche aparatul. Dacă știi să-l deci setezi și să... tot ce faci este să scoate tatuajul, nu? Da. Prin laser sau are cum? Mai multă funcție laserul de îndepărtare a tatuajului. Are și pentru pete de pigmentare pe față, dar noi nu facem pentru că ține mai mult. Eu nu am specializări de medicină și să nu sunt dermatolog ca să îți zic ție că ai o pată de soare sau e o aluniță. Nu sunt în măsură și nu facem partea asta. Mai are și partea de tratament pentru față, carbon peel-ul, care e foarte fain și foarte recomandat pentru mirese, hidratează foarte bine, curăță în profunzime tenul. Și atunci, nu el se ocupă de partea asta, el decât pe partea de îndepărtare tatuaje. Uh-huh. Partea de carbon peel se ocupă partea de fata de la cosmetică. Și cum i-a fost lui să fie înconjurat de atâtea femei? Cel mai bine ar fi să-l întrebăm pe el, dar eu să zic părerea mea, nu știu că nu l-am întrebat niciodată, dar cred că mi-a preluat atitudinea, mi-a preluat entuziasmul și dorința de a ști și a explica clientelor ceea ce faci. El chiar se ocupă singur? Da. De... el explică, el stă. Nu și... ești tu acolo, uite, soțul meu se ocupă de asta. Eu doar, multe cliente mă sună pe mine pentru că telefonul meu era oarecum principalul care era postat pe toate părțile și atunci era normal să mă sune pe mine clienta, nu era telefonul lui și atunci eu decât pasam clienta la, și o pasez în continuare la soțul meu. Știu, am detalii despre ce face aparatul. Știu tot ceea ce se întâmplă și procesul de îndepărtare, dar nu vreau să mă ocup de această latură. Nu că nu pot. Pot. Doar că când am luat aparatul, i-am era... zis... asta e pentru tine, Claudiu. Asta e jobul tău. Bine, să știi că îi place foarte mult ceea ce face și dovadă sunt și rezultatele pe care le obține, foarte bune. Deși să știi că în Timișoara există foarte multe lasere ca noastre. Noi cred că suntem cei mai scumpi de pe piață, dar rezultatele pe care noi le obținem face diferența între alte lasere la fel ca noastre, pentru că nu știu să lucreze cu ele. Adică nu e suficient decât un curs. Încă o dată, trebuie să te specializezi, să te informezi, să te documentezi în continuu. Și multă practică. Da, multă practică. Și mai un lucru important e faptul că tu trebuie să-i explici clientei care sunt pașii de urmat când se duc acasă. Noi avem cliente foarte mulțumite de rezultatele pe care noi le obținem, dar vin speriate de la alte lasere și de la alți medici, din păcate. Dar soțul tău este și șeful clinicii. El se ocupă pe acolo sau? Da, el face partea de administrație. Mă ajută foarte mult că este o balanță și cântărește foarte bine toate lucrurile. Dar pot să zic așa că eu iau deciziile cele mai importante. Adică riscul eu mi-l asum. Știi? Balanțele nu sunt foarte nu riscă. Hotărâte, da. Preferă, preferă să le siguranță. Gândească, da. Preferă o siguranță. Nu se duc cu capul înainte. Niciodată. Le cântărește. Și chiar dacă zice da, totuși mai are un pic de îndoială. Dar pentru că tu ești foarte avântată, s-a întâmplat să, hei, să greșesc Anca, sau să mă trag înapoi? Anca, vină un pic înapoi, da. Cu gândirea. Da, da, da. Și ce făceai? Ți-ascultai instinctul? Da, să știi. Uite, de exemplu, spre exemplu, casa care am luat-o să ne deschidem clinica.
eu, când am văzut-o, puteam să-i spun proprietarei că batem palma direct. Dar el a zis, stai, gândește, ai, pe lângă chirie, ai, casa e foarte mare, ai curent, ai gaz, ai angajați, ai contabilă, ai protecția muncii, ai aia, mai trebuie să investești acolo. De că el mi le-a pus așa. Eu știam, dar eu nu le gândeam și nici nu le gândesc. De ce să mă încarc? Că știu că tot acolo voi ajunge. Să mă încarc emoțional, spiritual, să mănânc nervii, să mă gândesc că, vai, trebuie să fac aia, trebuie să fac aia. Nu, și când îmi vine acum o factură la gaz, aia este. O plătesc. Pot să fac ceva să n-o plătesc? Nu. Îmi vine curentul, 10 de milioane. Pot să fac ceva să n-o plătesc? Nu. Dar de ce să mă încarc emoțional? De ce să mă agit? Vai, cât mi-a venit! Vai, nu știu ce. Las, mă gândesc că în vară poate să fie mai bine. Sau în primăvară. Sau... Leu ca atare, pentru că... Numai dacă... bine că următoarea întrebare e cum îți păstrezi gândirea asta, așa? Optimismul ăsta în viață? Știi că nu m-am gândit niciodată la chestia asta? Eu te întreb pentru că sunt un pic mai diferită de tine. Adică mă las uneori condusă prea mult de fricile mele sau gândesc pe toate părțile ca soțul tău, deși sunt taur și cu ascendent în leu, dar parcă îs anumite situații în care nu mă arunc așa. Mă las afectată de... Nu, eu nu mă las afectată. Îmi pun bariere, știu să mi le pun singură, chiar dacă nu las să se vadă lucrurile astea, atât în viața personală, cât și la muncă. Pot să fiu foarte bună să ofer totul pentru o persoană, dar îmi pun și o barieră. Să nu, un pic, 1% acela, să nu știe ce gândesc. Știi? Calmul pe care îl am e faptul că toate chestiile mi le gândesc, mi le organizez eu în minte. Nu mi le scriu pe foaie. Nu, niciodată. Le gândesc așa, vreau să fac anul ăsta, așa, așa, așa. Care sunt consecințele dacă? Ce pot să pierd? Ce aș putea pierde? Cel mai important lucru pentru mine e familia. Atât. Banii. Vin și pleacă. Uite, am închis un business. Școala de machiaj. Mi s-a deschis altă oportunitate. De ce? Pentru că muncesc. Voi munci în continuare. Sunt onestă, sunt cinstită. Nu mint. Să știi că e foarte important să nu minți. Chiar foarte important să... Și nu mă mint pe mine. Știi? Adică... Și totul decurge așa, cursiv. Cum ai reușit să le împaci pe toate? Și viața de familie, să fii mamă, să, te ocupi de soț, carieră. Da, asta e un lucru așa super fain. Și că sunt organizată. În viața profesională sunt foarte organizată. Mi le organizez toate așa, așa. Știu că toate trebuie la timpul lor făcute. Dar acasă, și acasă sunt organizată, dar să știi că am sprijinul foarte mult a soțului. Adică în ceea ce privește relația mea, să zic așa, cu cei de acasă, cu familia mea, e una atât de deschisă, de clară, de limpede. Claudiu este un tip foarte tipicar. Nu-i place dezordinea. Acasă, eu sunt opusul meseriei mele. Intru în zona mea de confort. Înțelegi? Te dezlănțui. Da. Nu mai contează că n-ai pus aia la loc. Nu. Nu mă deranjează. Înțelegi? La mine acasă este lux. Lux în sensul de curățenie. Pentru că l-am pe Claudiu, care nu suportă să stea în dezordine. Acasă, ți-am zis, sunt opusul. Da. Bine, nu-ți imagina acum că mi-arunc hainele peste tot. Doar că el e
tipicar, nu-ți mai arunca aia acolo, puneți-o în dulap, când ajung acasă îmi iau haina, mi-o duc în dulap, papucii mi-i bag în dulap. Cu tine acolo, nu? Da. M-a instruit foarte bine. Păi, am atâția ani, crede-mă. M-a luat de mică și m-a modelat bine pe partea asta. Dar fiul meu îmi urmează exemplu. Din păcate are 2 lei care n-are ce să facă, trebuie să-i suporte. Și pace în dezordinea, da. Săracu. Da. Dar să știi că și el are ascendent în leu, Claudiu. Ah, super. Deci are puțin, doar că nu s-a lăsat. Da. Bine, el să știi că nu e așa decizii pripite ca mine. Dar nu-ți imagina că eu nu le gândesc înainte. Cercetez foarte mult. Uite, îți dau un exemplu. Când am luat casa sau când am luat aparatul de epilare definitiv, am cercetat foarte mult piața până să iau casa. Am văzut care sunt prețurile. Chiar dacă Claudiu nu știa lucrurile astea, eu cercetam. Cred că nimeni nu știa că eu cercetez să văd care sunt prețurile pentru a închiria o casă sau un apartament sau care sunt prețurile pentru a cumpăra o casă sau un apartament. Am văzut că nu mă încadrez la prețul ăla, am zis ok, rămân pe chirie. Până când, nu știu ce se va întâmpla. Când am luat aparatul, am cercetat piața. M-am informat, m-am sfătuit cu persoane din domeniu care lucrează. Deci, și după am luat o decizie. Știi? Când i-am zis la Claudiu, uite, vreau să iau acest aparat. Atâția bani. Da, dar... Ești sigură că nu vrei să luăm un apartament, să-l închiriem? Da, că sau... ne vin totuși bani. A, da, și nu. Bine, și aparatul produce bani, clar. Și aparatul produce bani. E un aparat foarte bun și nu mi-a fost frică. Mi-era frică dacă luam un aparat chinezesc și dădeam 15-20 de mii pe el. Și atunci, da, stăteam cu o frică pentru că nu știam nimic despre el. Nu știam dacă mi oferă siguranță că o să am și rezultate bune. Dar așa, aparatul ăsta... Nu-mi pare rău de nici măcar un leu pe care am dat pe el. Da, oricum investiția s-o scoți în timp. Da. Nu-i acum plantez sămânța, mâine o răsărit pomul de aur. Toate chestiile le faci în timp, Alexandra. Că nu ne trezim nici talentați peste noapte, nu ne trezim că o să fim bogați peste noapte. Oamenii care... primesc așa niște lucruri sau câștigă niște lucruri foarte rapide, nu se bucură de ele sau dacă se bucură, le risipesc foarte repede. Atunci mai bine mergi treptat pe fiecare treaptă și îți clădești puțin câte puțin, dar știi că îl clădești bine, decât să-l faci așa, numai să fie făcut sau să-i arăți unul altuia, uite ce am realizat eu, uite ce am făcut eu, uite cine sunt eu. Apropo de treaptă, ai simțit vreodată în cariera ta că stagnezi? Da. Când? Pe partea de make-up. Când nu mai știam ce să învăț. Ajunsesem la un nivel în care, pur și simplu, nu mai ai ce să înveți. Că vin trendurile și te documentezi și te... informezi cu tot felul de... informații bune, actuale pentru anul respectiv, e altceva. Dar ca și tehnici, nu mai ai ce să înveți. Decât produse, care alea, oricum, e vorba de marketing și se rulează. Dar ca și tehnici, nu mai ai. Și atunci simți că stai pe loc. Știi? Și atunci, uite, s-a deschis o ușiță asta micuță în dermopigmentare, care mă exploatează așa. Dar crezi că poți ajunge la stagnare? Ce, în domeniul ăsta? Da. Cu siguranță, da. Adică mă gândesc așa, ce ar putea să... Să mai iasă? Da. Ce lipsește sau, nu știu. Cu siguranță poți ajunge și aici, într-o perioadă de stagnare, dar sunt sigură că va veni altceva. Știi?
Adică eu sunt sigură că o să existe tot timpul altceva care nu să... Nu cred că o să ajungi tu să... Poate dacă stagnezi, o să simți că e stagnare pe dermo, la urma urmei ai clinica care te scoate din zona de confort, că sunt mai multe servicii, practic, da, acolo pe care tu sau soțul tău sau angajații le prestează. Da, numai că vezi tu că, uite, și în domeniul make-up-ului, stagnezi, dar după aia se întâmplă ceva. Îți vine ori te lași, ori te apuci de altceva sau, da, nu știu, îți vine vreo idee. Când îți vine vreo idee, începi să faci shooting-uri, începi să faci tutoriale și mai îți exploatezi domeniul tău ăsta creativ, așa. Ce urăști cel mai mult din domeniul tău? Să faci. A, să fac? Da. Să strâng după alții. Ce să strângi? Tot. Atât chestii materiale care lasă în urmă, cât și spirituale, să zic așa. Asta urăsc, adică... Nu știu dacă mă exprim bine acum. Mizeria care o lasă în urma lor. Acum cred că o sună cam dur. Te referi că ai de făcut corecții după alte persoane care fac sprâncene? Sau da. La asta te referi? Că trebuie să... Da, ca să înțelegi, da. Să corectezi, practic... Da. Serviciul pe care l-a prestat altcineva înaintea ta, exact, pe persoana respectivă. Da, dar uite, totodată am și învățat din lucrurile astea. Am corectat până într-un punct, când mi-am luat laserul. Acum nu mai corectez. Prefer să scoți și apoi să... Prefer să scot, să aruncăm mizeria care există, dar să știi că nu vreau să lovesc în persoanele care au lucrat înainte, să zic așa, murdar. Da? Pentru că sunt conștientă că la vremea actuală, acum 10-15 ani, așa se lucra. Așa se lucra. Nu era atât de dezvoltată, larg și dezvoltat domeniul ăsta. Nu erau pigmenții de așa natură. Tehnicile nu erau atât de avansate. Nu. Dar oarecum clientele au fost educate și învățate de mine că e mai bine să scoatem mizeria, să o aruncăm afară și să construim ceva ok și actual. Eu stau să mă gândesc logic, practic, ce ar trebui eu să fac la un tatuaj albastru. Exact. Să corect... Aia ar însemna, nu știu, nimic din domeniu, dar încerc să înțeleg logic cum fac în make-up. Trebuie să neutralizez, da, verdele ca să pot să redau o culoare purtabilă, nu? Exact. Același lucru. De ce să faci? Pe lângă forma care poate să îți încurce rezultatul final. Normal. Că dacă e o codiță descendentă, trebuie scoasă, nu ai cum. Ce faci? Îi bagi pigment bej înăuntru? Da, ca da, să... se greșea înainte, se făcea lucrul ăsta, erau cliente cu două, trei codițe. Și se vede pigmentul bej, că am avut și o clientă care... Da. Și crede-mă că ăla e cel mai păcătos și în scoaterea tatuajului. Mm-hmm. Din păcate. Și cel mai mult mă gândesc că îți place sfârșitul. Emoția clientei, da, când se uită în oglindă, bucuria. Acum mi-am amintesc pe sora mea pe care ei, da, la care i-ai făcut sprâncenele și era o săptămână, m-a bătut la cap. Da, uite, îți place, îți place, îți place. Da. Aia e cea mai importantă. Cu asta te hrănești. Da. Știi? Nu, ți-am zis, materialul, ăla așa, acolo, așa. Bun, acum o să zic că da, dar dacă n-ai avea bani, n-ai avea de unde să-ți cumperi produse. Da, ok, dar dacă eu aș lucra și m-aș focusa numai pe banii ăia, care știu, astăzi am atâtea cliente, o să-mi iasă atâția bani, doar asta, pe asta m-aș focusa, aș avea oare rezultatele care le am acum? Aș fi cine... Asta e la mindset. Păi, care crezi că ar fi un mindset potrivit pentru fete? Cum ar trebui să... își gândească business-ul?
să se gândească așa 30% la bani și restul să-l focuseze doar pe propria persoană. Pe lângă produse, ustensile, cursuri, să se mai focuseze și pe ele și să-și clădească și ele o imagine frumoasă cu care să-și întâmpine clientul. Nu e suficient doar să te prezinți în fața clientului. Da? Contează ce ai și în cap, contează cum vorbești cu clientul, contează cum te prezinți în fața clientului. Cum ar fi să vin eu la clinică, care e ca o casă pentru mine, în pijama, nemachiată, cu părul prins în moț și hai tu. Și-ți mai ai și o grămadă de bani. Ți-ar plăcea? N-aș avea echipament de protecție, deci n-aș avea materiale sterile. Important e foarte mult. Am zis, da, contează banul, dar foarte mult contează imaginea pe care tu ți-o vinzi către, către oameni, către lume, către clienți. Și pe Instagram, pe TikTok, pe Facebook, crede-mă că da, nu avem toată ziua starea necesară de a te machia, de a te aranja, dar tu trebuie, nu există să ieși din casă fără să-ți pui un minim de produse pe față. Ești make-up artist. Asta vinzi tu. Da? Acum, eu sunt dermopigmentist și make-up artist și trainer. Ca și dermopigmentist, n-am niciun tatuaj pe față. Nu mi-e rușine să zic lucrul ăsta, dar mi-ar fi fost rușine să nu știu să-mi stilizez sprâncenele frumos, să nu știu să mă machiez frumos sau să nu știu să port o haină. Mi-ar fi fost rușine. Bine că nu m-ai văzut ieri atunci. Ești de acord în proporție foarte mare cu tine, dar recunosc că am zile în care nu am chef să stau să mă aranjez. Am și eu zile, ca toți oamenii, în care nu, efectiv nu avem chef, dar trebuie. Trebuie să te trezești? Trebuie. Trebuie să mergi la lucru? Da. De ce? Pentru că trebuie să fac, să câștig bani, să am ce să mănânc, să am cu ce să mă îmbrac, să am cu ce să-mi plătesc cheltuielile sau restul lucrurilor. O colegă de-a noastră mi-a zis cândva, tu ești cartea ta de vizită în fața clientului. Cum te vinzi tu dacă mergi nemachiată? Nu o să uit niciodată. Cleo, de la Hunedoara, o știi. Da. Ea a fost persoana. Cleo este un exemplu de urmat ca femeie pentru multe. Adică, femeia asta a venit și mi-a zis, hei, de ce ai venit nemachiată la seminarul ăsta? Păi știi, Cleo, că eu am copil. Nu căuta scuze. Nu mai căuta scuze. Tu ești imaginea pe care ți-o vinzi. La evenimente, seminarii, uite, podcastul acesta, da, mă aranjez. Da, dar și în viața de zi cu zi nu știi cu cine te întâlnești. Dacă o faci pentru ceilalți... Nu o faci pentru ceilalți, o faci pentru tine, dacă pentru simți. Pentru că, da, ok, uite, duminica, îți dau un exemplu, vreau să stau toată ziua în pat la filme, nu o să stau acum să mă machiez, da? Dar dacă știu că mă duc, nu știu, la mall, la cumpărături să fac pentru casă, oamenii din Timișoara mă cunosc și eu mă gândesc așa. Cum să arăt? Ca o boschetară? Sau ca mine? Eu, persoana care am vândut-o și am încercat să o construiesc atâția ani de zile, cum vreau să fiu? Așa? Mi se rupistă? Nu mi se rupe de ceea ce am clădit mie până acum. Și cum am clădit pe mine. Și asta mă motivează, știi? Deci nu o fac, încă o dată, pentru alții. O fac pentru mine personal. Pentru că eu mă simt bine când îmi pun un fond de ten, când am părul coafat, când am unghiile făcute, le fac pentru mine. Când mă duc la sală, când mănânc ceva bun, o fac pentru mine. Nu o fac pentru tine,
Nu o fac pentru restul. Nu o fac pentru soțul, copilul meu. O fac pentru mine. Întrebarea următoare. Care a fost cel mai mare obstacol pe plan profesional și cum l-ai depășit? Pe plan profesional? Da. Nu cred că am avut obstacole. Au fost decât lecții învățate. Singura chestie care pot să zic așa că o regret într-o oarecare măsură a fost faptul că, având copil, n-am putut să mă dedic în totalitate creșterii lui. Pentru că n-am avut cum. Aveam foarte multe cliente, programările se fac un an înainte la mine, cred că și la tine și ca la oricare make-up artist bun. Și atunci, weekendurile la mine erau nu erau. Erau compromise. Asta e cea mai mare durere a mea. Că n-am putut să fiu foarte mult acolo cu el. Dar, totodată, mă liniștea gândul că era Claudiu. Nu am avut bone, nu am vrut să avem bone la copii. Avem bunicii care ne ajută foarte mult. Și, încă o dată, Claudiu. Claudiu este omul meu care mă ajută cel mai mult. Și atunci, asta a fost și, acum nu mai este așa mare durere că îmi gestionez timpul altfel și încerc ca weekendurile sau după miezile când e și el acasă să stau în preajma lui, în preajma familiei. Asta e avantajul când ai muncit foarte mulți ani înainte, să ajungi la... Da, să ajungi la acest nivel, doar că sacrificiul pe care eu l-am făcut a fost foarte mare până în 2019. Crede-mă, și Claudiu poate să confirme, lucram foarte mult. De luni până miercuri aveam școală și de joi până duminică, că lucram și duminica, Mă cheam de-mi săreau capacele. Și acum o să mă întreb, păi da, dar și în timpul săptămânii? Da, și în timpul săptămânii. Pentru că eu am avut o perioadă în care făceam școală, dermopigmentare, machiaj. Și lucram. De ce am lucrat așa mult? Pentru că mi-am luat casă, da? Am vrut să-mi o amenajez cum am vrut eu. Noi, să știi că ți-am zis, de la 35 de lei pe care îi luam atunci, noi am clădit totul singuri. Cu ajutorul, ți-am zis, doar al nostru, al familiei noastre. Socrii ne-au ajutat foarte mult, părinții mei ne-au ajutat foarte mult, în sensul că nu te gândi atâta financiar. Nu, suficient. Suficient că o sta cu copilul nostru, știi? Adică pentru noi asta era un lucru foarte mare. Și tot ce avem astăzi e pe propriile noastre puteri. Am lucrat foarte mult și nu o să-mi pare rău nici măcar și nici nu-mi pare rău o clipă. Că am lucrat și că lucrez în continuare, fac ceea ce îmi place, e cea mai mare satisfacție și nu știu dacă se poate compara cu ceva, să lucrezi de dimineața până seara să fii ruptă, dar să ai satisfacția că lucrezi pentru tine, că faci ceea ce îți place și nu mergi cu scârbă la jobul tău. Ai putea vreodată să stai angajată? Am fost angajată. Da? Da. Am fost angajată, da. Mi-am luat șoc, nu știam. Am fost angajată înainte să rămân gravidă și am lucrat pe 6,5 milioane. Nu era necesar să merg să lucrez, doar că, să știi că de mică, din liceu, am vrut să-mi câștig banii singură. Dădeam meditații la matematică ca să-mi câștig banii sau ca să... am satisfacția aia de a preda. Tu dădeai? Da. Am crezut că părinții. Nu, eu. Eu dădeam... veneam acasă. Ai fost și tu bună la mate? În liceu. În general, pământ de flori. În liceu și eu, da. Da, și nu o să uit niciodată. Profesorul meu de matematică zicea din clasele 5-8 că din media 5 n-am ieșit la mate. Și zicea, o să ajungi o femeie care mătură strada. Tu nu știi,
matematică. Am ajuns, mulțumesc, domn profesor. Îți mături în clinică. Mături în clinica mea. Da. Contează profesorul. Contează profesorul și contează cum preiei mesajul acela. Foarte mult contează. Că puteam să zic, da, asta, așa o să urmez, așa o să fiu. O să fiu un... Exact, da. Să-ți rămână, sau bă, să-i demonstrez. Uite cine sunt. Da. Uite ce am realizat. Sau când se uita la televizor, la Antena sau la Canal D, probabil se mândrea cu mine. Uite, a fost eleva mea. Da, dar nu-și mai amintea, bă, eu i-am zis... Da, că... nu, cu siguranță nu, dar pentru mine... Cred că majoritatea avem niște chestii din generală sau din liceu cu profesorul de mate sau cu XY și poate să te afunde sau poate să dai un șut în fund să urci mai sus. Totul depinde de tine cât de... dacă preiei treaba aia. Să te lași afectată de asta. Dacă... Ce te-ai vedea făcând altceva în afară? Puteam să jur că o să-mi pui întrebarea asta. De-abia o așteptam. O aveai pregătită. Da, eu m-am pregătit. Ți-am zis că eu am avut emoții. Tu, no, poate... Eu n-am vrut să... Anca nu știa absolut nicio întrebare. Chiar... Nu vreau să știu. Am și întrebat-o. Hai, spune-mi, te rog, ce întrebări o să ai? Nu o să vezi. N-am vrut. Nu vreau să se știe absolut nimic de dinainte, pentru că podcastul, ai văzut și tu, nimeni nu înțelege ce-i podcastul până nu se află aici. E ca o discuție între două prietene. Un dialog natural, nimic tras de coadă, nimic cu script, uite, asta spui, asta te întreb. Nu, vreau să fie ceva super natural. Dacă nu făceam lucrul ăsta, îți zic sigur, mi-ar fi plăcut să cânt. Serios? Da. La asta chiar nu mă așteptam. Da, dar stai puțin. Nu să cânt oriunde, nu la concerte, nu așa, că nu. Dar unde? La nunți, dragă, la nunți. Da. Ce muzică? Toată, așa, lăutărească în partea aia, populară. De ce te bine dispune, nu? Da, ce mă face să mă simt bine. Nu mă aștept. Ai voce? Nu știu. Dar să știi că am avut unele cliente, vreo 3-4, care mi-au zis, toată lumea are voce. Da. Și atunci mi-am pus un semn de întrebare. Cine știe ce îmi rezervă viitorul? Îți poate să închide o ușiță și se deschide. Până se închide ușa mare de tot, mai îți niște ferestre mici. Da, indiferent de domeniu, tu vei face bani întotdeauna, nu? Da. Da, ți-am zis, nu e... Nu e principalul. Nu e principalul, dar știi ce? Te menține. Nu, cred că banii oricum îi atragi prin mentalitate, prin degajamentul ăsta pe care tu îl ai față de a face orice. Dacă tu ți-ai propus, vreau clinică, tu nu te-ai gândit câți bani o să fac eu din clinica. Nu, tu te-ai gândit, vreau clinică, da. Pentru că vreau să fac aia, să dezvolt aia, vreau să... La asta te gândești. E rezultatul pe care tu ți-l pui. Motivul pentru care tu te apuci să faci un lucru. Ai vrut să fii la Jabri. Nu ai vrut să fii la Jabri ca să faci bani. Ai vrut să fii acolo ca să fii înconjurată. Am visat să ajung acolo, știi? Dar n-am crezut atunci când eu eram clientă că voi ajunge. Dar țelul meu ăsta era. Și motivul care crezi că era? De ce? De ce vrei să fii acolo? Că îmi plăcea lumea aceea de zâne, regine, basm, știi? Mă vedeam în lumea aia. Mă văd în lumea asta. Știi? Adică depinde foarte mult ceea ce îți dorești. Și de ce? Că eu asta, de ce-ul? De ce vrei să faci asta? Dar de ce spui atâta de ce-uri? De ce nu lasă să fie om să se întâmple chestiile aia? Păi dacă eu zic... De ce mănânci? De ce mănânci? De foame. Vezi? E un de ce. Am răspunsul la de ce mănânc, că mi-e foame. Dar îți dau un exemplu. Dar mănânci și prostii așa, iurea, că nu ți-e foame. Da. Vezi? De ce? De plăcere.
eu mă întreb de ce, ca să, e, probabil, na, e la mine treaba asta, mă întreb foarte mult de ce, de ce vreau să fac un anumit lucru, ca să știu că este ceea ce vreau să fac. Și dacă greșești? Iară te întreb de ce? De ce mă întreb? Sau de ce am greșit? De ce am greșit? Da, da, de ce am făcut lucrul ăla și de ce n-am făcut alt lucru? Încearcă să... Părerea mea... Dar eu nu zic că am greșit. Adică nu mi s-a întâmplat să zic, bă, nu trebuia să fac asta. Adică, ba, mai s-a întâmplat, dar nu am... N-am regrete așa mari, adânci, profunde, care am, le-am scos la terapie. Da, 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 da. Adică, nu. Dar mă întreb ca să fiu sigură că este ceea ce îmi doresc eu cu adevărat. Că sunt foarte multe chestii pe care ni le dorim din ego. Tu ai clinică. Eu acum, acum ar fi să zic, bă, eu vreau și eu să am clinică ca Anca. De ce? De ce vrei să ai clinică? De ce să am eu? De ce să-mi doresc ceva ce tu ai, știi? De aia mă întreb eu pe mine. Da, bun. Dar, de exemplu, foarte mult, părerea mea, îi contează foarte mult că, de exemplu, eu sunt make-up artist, da? Tu ai zis că în urmă cu câțiva ani te uitai la mine cu admirație. Ai vrut să fii ca mine, da? Ok. Ești ca mine, dar fiecare... Suntem diferite, da. Prin stilul nostru, prin prejudecățile noastre, prin caracterul nostru, suntem diferite. Clienții aleg unde și la cine vrea să ajungă. Clar. Știi? Am avut și eu cliente de la tine. Materialul, și tu profesia noastră e aceeași. Da. Dar caracterul și toate astea ne definesc pe, nou, pe noi. Da. Și ne diferențiază. Atragem clienții potriviți nouă. Da. Care rezonează cu noi. Poate tu ești văzută ca foarte serioasă. Nu vin la tine fete mai nebunatice. Vin fete serioase, femei serioase. Cu o anumită clasă socială, clar. Da. Și poate să vină și fete tinere, poate să vină și femei bătrâne. Poate să vină fete care nu au bani, poate să vină femei care au foarte mulți bani. Important e să le tratezi cu toate la fel, cu respect, să le oferi la fiecare același lucru, indiferent de clasa socială pe care ele o au. Mm-hmm. Cred că chestia asta m-a ajutat și am ajuns ceea ce sunt astăzi. Pentru că nu am stat să calculez. Nu am pus niciodată valoare pe ceea ce are unul și ce are celălalt. M-am focusat pe jobul meu și am știut. Machiajul Smokey Eyes îl fac și la X și la Y. Nu o să fac niciodată diferență, că îi pun la una sclipici aici care nu știu câți bani și la aia altă nu-i pun, că poate nu-mi lasă ciubuc, poate nu are, îmi dă decât strict așa. Nu. Nu m-a interesat niciodată clasa socială de unde provenea clientul. Și nici nu mă interesează. Eu știu că vin la mine pentru profesionalismul de care am dat dovadă în acești ani. Faptul că mă țin de cuvânt, faptul că rezultatele pe care eu le am sunt ok pentru persoanele care vin la mine, ce poate să te încânte mai mult de atât? Cum ai făcut față situațiilor în care ai avut cliente nemulțumite? Sincer zic, nu prea am avut cliente nemulțumite. Ce, la machiaj, nu, eu personal nu mi-a zis niciuna în față. Nu-mi place machiajul. Asta, cât e pe scaun, să se uite, nu știu, nu-mi place. Niciodată. Faptul că oamenii mă recomandă în continuare pe grupuri, pe site-uri de socializare și așa, asta înseamnă că sunt bună pe ceea ce fac în continuare. La partea de dermopigmentare, în cazul în care acolo e puțin situația diferită, pentru că machiajul acela nu se șterge, da?
Încerci întotdeauna să găsești un echilibru, încerci să comunici cu clienta, să fii cât mai deschisă și să-i explici situațiile cât mai clare, ca ea să înțeleagă și pe limbajul ei. Nu o să mă pun eu acum să vină o doamnă și să fiu eu marea savantă, să explic lucruri care nu le înțelege, ca și cum aș duce eu la medic și mi-ar vorbi în termenii medicali, eu mă uit la el. Nu. Da? Aici, totul ține de faptul cum pun eu situația, cum explic clientului și trebuie foarte mult o consultanță înainte la dermopigmentare. Indiferent că îți buze, ochi, sprâncene, trebuie să te consulți, trebuie să-i spui că nu există o simetrie perfectă și clientul trebuie să înțeleagă. Pentru că dacă zice, da, am înțeles și după aia, după două zile, știi, totuși mi se pare că o codiță e mai scurtă și una e mai lungă, aș putea veni acum să-mi o modifici? Trebuie să-i dai de înțeles clientului? Da, poate să fie o codiță mai scurtă și una mai lungă. De ce? În procesul procedurii, pielea, zona, se inflamează. Da? Și atunci există retușul care se face după o anumită perioadă. Spui? O calmezi pe clientă. Îi explici lucrul ăsta și îi spui când vei veni la retuș. Nu o să facem. Nu îi spui, a, nu... Nu se poate, eu ți-am făcut bine. Nu se poate, eu, cum? Nu. Uh-huh. Țin minte când am venit cu sora mea la tine și ți-am... Da, te rog să le spui. Sora mea are niște sprâncene foarte descendente, care coboară foarte mult ochiul și îl micșorează ca arcadă. Nu are arcada deschisă. Iar eu când am vorbit cu Anca să vin cu sora mea să-i tatueze sprâncenele, i-am zis, mă lași pe mine să-i fac forma de dinainte. Adică să-i arăt eu pe ce direcție să-i pigmenteze sprâncenele. I-am zis, da, nu-i nicio problemă, vino. Și m-am pus eu să-i desenez sprâncenele surorii mele și a zis, Anca, stai un pic. Nu se poate așa ceva. Asta face în machiaj, nu poți să faci la dermopigmentare. Păi da, uite că ea are păr aici. Într-adevăr, eu i-am desenat sprâncenele cum se face acum în machiaj. Gen, se acoperă complet codița în ideea mea că se rade și apoi se tatuează unde trebuie să se tatueze. Dar nu a stat așa treaba. Nu, pentru că procedura asta de micropigmentare, tehnica pe care eu o fac e una foarte naturală. Și atunci eu îmi doresc ca firul de păr să rămână în sprânceană. Da. Nu îmi doresc să-l piardă, pentru că clienta vine, le vreau cât mai naturale să nu se vadă că am tatuaj. Pentru că toată lumea e tatuaj, da? Și atunci, da, normal, trebuie să știi să explici clientului că ce faci? Era sprânceana? Păi unde mai există naturalețea după ce ai ras-o, știi? Plus că, ia gândește-te, dacă eu îi făceam sprânceana după cum vroiai tu și rădeam jumate din sprânceană ca să fie foarte ascendentă, ea tot timpul ar fi trebuit să se mancheze, să radă tot timpul, da. Pentru că firul de păr acolo la ea creștea. Și atunci cum arăta? Că există zile în care nu ai chef să te machiezi, n-ai chef să te aranjezi, duminica mea, da? Când stai în pat, cum arăți tu cu două codițe? Una sus și una jos, una pigmentată și una firul de păr. Nu arată bine. Nu se șterge ca și la machiaj. Da. Adică se făceau lucrurile astea înainte. Acum avem evoluție, avem tot felul de tehnici, produse care ne ajută să tindem cât mai mult spre partea de naturalețe. Natural, dar totuși în același timp corector, nu? Da. Uh-huh. Oricum, forma a ieșit super. După ce ai șters-o tu și ai desenat-o la loc, da, cum ai văzut-o tu, da, m-am uitat, arată bine. Da, dar dacă eu eram, de exemplu, o persoană care nu eram deschisă să te ascult, poate nu mă încânta că vii.
ce să caute, da, Alexandra să-i deseneze? Cum, adică n-are încredere în, da, n-are mine? Încredere în mine? Se, da, știe mai deșteaptă decât mine? Nu, asta e, asta înseamnă să fiu umană, să, oarecum eu te-am înțeles pe tine perfect. Da, tu mai ai ales că tot... și machiezi. Da, 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 da. Și faptul că suntem colege și nu purtăm ranchiună una față de alta și cunoaștem sensul că există loc sub soare pentru toată lumea, cred că asta ne ajută foarte mult. Da, mi-aș dori ca asta să înțeleagă toată lumea, din orice domeniu. Da. Pentru că nu există doar un medic, nu există doar un make-up artist, nu există... Toți avem loc și putem să avem asta cu toții. Nu trebuie, vai, nu vorbesc cu Anca, nu să fim... Nu. Cum ar fi să te întâlnești cu o persoană din același domeniu la seminarii, la cursuri și de fațadă, hi-hi-hi, ha-ha-ha, și după aceea te întâlnești cu ea pe stradă și îi lași capul jos ca și un ghiocel și te faci că n-o vezi. Ai putea, trăiești... Eu... În același oraș. Eu n-aș putea să fac lucrurile astea. Eu nu, dar mi s-a întâmplat. A, bine, asta mai ține și de om. Da. Știi? Și mie mi s-a întâmplat. Eu am observat că după 30 și ceva, deja ai altă gândire. Da, după 30 de ani... Începe viața. Da. Chiar da. Chiar da. Acum știu și eu cum e. Adică e atât de frumos după 30 de ani, când ești atât de împlinit. Eu sunt foarte împlinită. Se vede pe față că radiezi. Da. Am o familie atât de frumoasă. Am un copil așa de frumos și sunt mamă, femeie de afaceri, antreprenor. Am tot ce-mi doresc. Ce aș putea să-mi doresc mai mult de atât? Da. Să-mi fiu sănătoasă, atâta. Asta e. Că dacă e sănătoasă, le faci pe toate. Ca să ne apropiem de încheiere, mai vreau să te întreb, unde te vezi peste 5 ani? O, așa puțin, Alexandra. Cu clinica mea, mult mai avansată în tehnologie și în aparatură, în continuare la Hair Studio, ca și make-up artist, și atât. Da. Nu mă văd departe în 5 ani, dar mă văd mai departe peste 10 ani cu propria mea clinică, propria mea clădire. Mm-hmm. Acolo, da. Dar nu e greu. Nu e dificil să ajung acolo. Să ne vedem peste 10 ani. La un nou podcast. Da. Anca, uite... Ce ai realizat în anii ăștia? Uite, ai zis că faci asta. Ai reușit? Și poate zic nu. De ce? Dar s-a deschis altă portiță. M-am extins în exterior. Super, da. Na, nu știu. Mă văd departe. Adică eu îmi văd lucrurile foarte departe și oamenii care încerc să-i am alături, îi văd și pe ei departe, alături de mine. O să construim ceva frumos împreună. Atâta timp cât au încredere în mine. Nu pot să zic că voi construi peste noapte, că nici Dumnezeu n-a făcut omenirea asta așa. În 7 zile. Raportat la realitatea asta? Da. Da. Așa că încet, încet, voi credi ceva frumos. Ce ai vrea să le spui urmăritorilor noștri? Un sfat așa. Credeți în voi, în puterile voastre și fiți onești, atât cu propria persoană, cât și cu persoana de lângă. Învățați din greșelile voastre și mergeți mai departe. Frumos! Vă mulțumim că ați avut răbdare să urmăriți acest podcast. Așteptăm comentariile voastre și ne vedem data viitoare la un nou episod. V-am pupat! Vă pupăm!